Ce mai faceți? V-am promis o dată pe săptămână și acum, poate până acum nu m-ați crezut. Emisiunea se numește Politică și Libertate. Cine vrea și cine poate. Dar nu discutăm numai cu politicienii, pentru că, hai să recunoaștem, îi iubim, nu îi iubim, îi respectăm, nu îi respectăm, cam ne-am săturat de ei. Speranțele românilor de vreo 20 de ani încoace au stat în politicieni. Ei fac politică nu ca să mergem noi la vot și să-i votăm, ci ei fac politică ca să preia puterea și cu puterea asta să aibă grijă de noi, să organizeze societatea, să funcționeze, să aibă grijă de investitori, să aibă grijă de legislație, să se organizeze în parlament, în guvern, în judecătorii, judecătoriile, să, justiția, cum zic ei, și presa. Cam astea sunt puterile separate, așa, fiecare ar trebui să funcționeze foarte bine, să nu se dea telefoane între ele, bă, fii atent, fă-l, pă-l altul, pă-l altul, schimbă mie legea când dai mie acolo, așa. Nu facem o emisiune numai cu politicieni, pentru că sigur că îi chemăm și pe ei, stăm și cu ei de vorbă, trebuie să îi încurajăm. Ei, mai buni sau mai răi, sunt ai noștri. Ei, politicienii, mai buni sau mai răi, sunt ca noi. Nu pot fi ei altfel. Când România a avut nevoie de altfel de politicieni, au dus în străinătate. Așa ne-am trezit cu Carol I și a fost excepțional, că noi Dobrogea nu eram dacă nu Carol I, neamț, a zis, hai domnule să facem podul, hai să luăm calea ferată Cernavodă Constanța, hai să dezvoltăm Dobrogea. Și îl certau în parlament pe Carol I. Majestate, o să te urască românii, cine trebuie nouă Dobrogea plină de mărăcini și de... să te duci tu cu caleașca, cu camarila ta să faceți baie la Constanța, cam prin asta. Dar Carol I, cu educația lui nemțească, a pus la punct enorm de multe lucruri în România. Noi speram că în România cuși o să crească câțiva politicieni și din ăștia așa să ia frâiele în mâini. Mă uitam cam după 92, când am început noi să ne organizăm bine, primul ministru, când a venit după Petre Roman Văcăroiu, mă uitam la el, vai de capul lui, și mă uitam, bă, cine caută pe Văcăroiu din ăștia, cu cine să mai schimbă și el la telefon, ca și noi românii să intrăm într-o elită de asta. Sigur că acum suntem în NATO, sigur că suntem în Europa foarte bine, foarte bine. Dar în continuare vă spun, o să aducem politicieni la emisiunea asta, este ea de politică, dar efectul lor se găsește în toată viața socială. Și viața socială în România administrativă s-a început să pună la punct. Sigur că nu ne putem noi compara acum cu Franța, cu Germania, am vrea. Întotdeauna noi ne-am comparat cu ăia mari. Mai încet așa, pașii să facă, ei au o experiență uriașă. Sigur că modelul luăm de acolo, dar experiența lor este uriașă. Noi mai modești așa, eu am un optimism extraordinar legat de cum o să evolueze România. Astăzi, nu vreau să fie o surpriză pentru dumneavoastră. Până acum am stat de vorbă și cu domnul primar, am stat de vorbă și cu un consilier, am stat de vorbă și cu un preot, am stat de vorbă și cu un comandant locțitor de comandant de poliție. Astăzi a venit rândul să stăm de vorbă și o să vedeți ce interesant o să fie discuția de astăzi cu un domn comandant de la jandarmeria din Megidia. Rog să se prezinte singur. Bună ziua telespectatorilor dumneavoastră. Sunt comandantul detașamentului de jandarmi Megidia, locotenent colonel Oancea. Ce înseamnă locotenent colonel? Jandarmeria a rămas cu grad de ofițer, cu capă vremuri? Da, în continuare jandarmeria păstrează această ierarhizare prin gradele militare. Și toată activitatea lor este soldățească, ca zonă, sau cum spuneți asta? Nu putem să spunem că este o activitate soldățească. Noi am trecut de această etapă care era tipică stagiului militar obligatoriu. La un moment dat s-a renunțat la stagiul militar. În continuare noi am mers pe sistemul ofițeri, subofițeri și am avut în sistemul nostru de pregătire inclusiv jandarmi angajați pe bază de contract. Ulterior s-a trecut la profesionalism și au rămas numai ofițerii și subofițerii. Și grade mai mici? Grade mai mici nu există. Păi subofițerul cu cine zice? Băi, vino cu acest, drept, salt înainte! Și ierarhia subofițerilor începe de la cel mai mic grad al subofițerilor SG major și merge până la gradul de plutonier ajutant șef. Domnul comandant, noi când îi vedem pe stradă, băi, îmbrăcați în negru, în ce se îmbracă jandarmii?
Ținuta noastră este Blămaren, ținuta noastră este Blămaren cu bleu, deci avem mai multe tipuri de ținută. O, dacă ne-ai îmbrăcat în negru, scrie jandarmerie pe el, am văzut în filme? Nu este negru, este Blămaren. Aha, și ăla e ofițer? Poate să fie ofițer, poate să fie subofițer. Ăla dă stă cu aia în mână și cu aia în mână cu buta? Da, nu este bută, este un baston de cauciuc. Noi nu folosim bâte. E greu de crezut că un ofițer patruce pe stradă și dă cu bastonul stânga și în dreapta. În situațiile în care situația impune, face și acest lucru. Și face o pregătire? Bineînțeles. Adică în activitatea lui are activitate de sport? De... Deci programul nostru de pregătire este atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere practic. La capitolul teoretic... Este legislația, sunt ordinele de ministru, sunt ordinele inspectorului general al jandarmeriei, procedurile elaborate la nivelul inspectoratului general al jandarmeriei, la inspectoratul general, inspectoratul județean și cele proprii ale fiecărei subunități în parte, funcție de domeniul de activitate pe care îl desfășoară. Comandantul de poliție din Megidia e șeful dumneavoastră? Nu, nu avem nicio relație de subordonare între jandarmerie și poliție. Singura relație este de conlucrare. Cine e șeful jandarmeriei? Șeful jandarmeriei este inspectorul general al jandarmeriei. Care e la București? Ce știe la ce e Megidia? Când află la ce e Megidia? La rândul dumnealui are în teritoriu inspectorii șefi ai inspectoratelor de jandarmi. Recte la Constanța, inspectorat de jandarmi județean Constanța și un caz, nu să-i spun fericit, dar o situație deosebită pentru județul Constanța, în județul Constanța funcționează și gruparea de jandarmi mobilă Constanța Tomis. Care ce face? Care are în zona de competență 5 județe, însă este încartiruită în municipiul Constanța și de obicei acționează în sprijinul elementelor de dispozitiv din județul Constanța, dar are zona de competență încă 4 județe. Ăștia să ia care își pun mască pe față și duc și bat pe toți? Nu se cheamă mască, se cheamă cagulă, este o... un element de echipament care protejează la un moment dat identitatea luptătorilor. Domnul comandant, eu știam pe ăștia vintră la tine în casă, sparg ușa fără judecător, fără procuror, te ia și te-ai dus și aparțin de poliție. În afară de poliție mai există o trupă de asta a jandarmilor? Nu. Deci îmi permit să pun puțin punct pe această situație. La nivelul fiecărei instituții, poliție, jandarmerie, există aceste forțe de intervenție care, să mă refer la ceea ce spuneți dumneavoastră, intrat în locuințe și așa mai departe, în alte situații de criză, deci acționează cu, având acest element de protecție, numit cagulă, așa, care oferă numai posibilitatea vederii și a respirației, în rest toată fața este acoperită. Ei acționează numai la ordinul procurorului, în baza unui mandat judecătoresc sau în baza unui mandat emis de către procuror. Să nu creadă cumva cineva că se intervine în forță fără a se respecta toate principiile legale. Păi mai încurcă strada și mai încurcă și numărul de la casă și zice, aoleu, mă iertați, am greșit adresa. Este adevărat și acest lucru, dar v-am spus și repet, imobilul care urmează a fi percheziționat, imobilul care urmează este indicat de către procuror. Bun, și de ce nu se ocupă poliția de chestia asta? Pe cuvântul meu că e surpriză. Ce caută jandarmeria în lupta asta? Există și forțele specializate ale poliției, DIAS-ul, care execută aceleași genuri de acțiuni. Însă, vedeți, noastră, forțele sunt limitate și la poliție, și la jandarmerie, și la... Și atunci, sprijinul acesta al... legislativului, al procurorilor, al judecătorului, este asigurat funcție de gravitatea situației de poliție sau de către
jandarmerie. Și ca activitate ar fi foarte asemănătoare. Da, într-adevăr, la un moment dat sunt asemănătoare, numai că e vorba de situația care impune aceste genuri de intervenții. În Megidia, de exemplu, s-a întâmplat? Da, s-a întâmplat și în municipiul Megidia, și în localitățile limitrofe municipiului Megidia, în general cam pe toată zona de competență. Dumneavoastră știți când apare o astfel de acțiune sau e foarte mare secret? Procurorul și ei, atât. Este secretizată, într-adevăr, până la minutul începerii acțiunii. Atunci știți și dumneavoastră și sunteți pe aproape ca să... Ce face jandarmeria, de fapt, într-o societate? Ziceți-ne și nouă pe scurt că... Deci, în primul rând, jandarmeria trebuie percepută ca o instituție aflată în slujba cetățeanului. Noi ne ocupăm de, prin legea de funcționare a jandarmeriei, noi ne ocupăm de paza și protecția bunurilor, a valorilor, transport, paza și protecția transporturilor de valori, paza și protecția instanțelor judecătorești, a trezoreriilor, transporturi speciale, însoțirea transporturilor speciale. Mă înțeles, cetățeanul unde? Că până întâi mi-a zis că cetățeanul și după aia nu mă păcăliți, nu mă faceți de-mi vorbe așa. Și acolo. Par eu mai fraier așa, dar sunt cu ochii pe dumneavoastră. Nu avem de ce să vă păcălim și nu avem de ce să păcălim. Păi a zis că apărați cetățeanul și până acum ați băgat numai valori, trezorerie, da. VIP-uri, vedeți clădiri. Vedeți dumneavoastră că în aceste instituții ale statului, și când spun instituții ale statului, mă refer la judecătorie, trezorerie, se desfășoară activitate cu publicul. Se desfășoară activități cu cetățeni. De asemenea, în sistemul integrat de ordine și siguranță publică executăm misiuni de patrulare și menținere a ordinii și siguranței publice. Astfel, în municipiul Megidia se execută în sistemul acesta integrat în special schimbul 3, deci pe timp de noapte, patrulări împreună cu efectivele de poliție, dar și în mod independent. Deci, asigurăm această menținere a ordinii și siguranței publice a cetățeanului. Am înțeles, dacă te duci la judecătorie, primul peste care dai un jandarm și dacă ai nevoie de ceva, am fost pe acolo și l-am văzut. Drăguț, se duce repede, vorbește cu hârtiuța, știe mai multe decât ar fi. Nu cred, acum l-am certat. Nu trebuia să fac așa ceva. Deci nu cred că este chiar așa. Placă. Ba da, am vorbit eu frumos și a fost drăguț. Vedeți, dumneavoastră, la un moment dat mai dăm dovadă și de puțină solicitudine, să nu aceasta. Nu asta era treaba lui, mi-am dat treaba noastră, să plimbăm hârtii. Ori, în cel mai rău caz, să indicăm unde ar trebui să deplaseze persoana. Sunt, într-adevăr, și niște situații în care sunt persoane mai în vârstă, sunt persoane care e vizibil că nu se pot descurca într-o instituție și acelei persoane îi se acordă, într-adevăr, puțin mai mult. În momentul de față, ajutor. Eu vă spun și din punct de vedere al cetățeanului. Cetățeanul are încredere într-un jandarm. Când îl vede bine îmbrăcat, când îl vede așa fălos, te duci către omul care lasă, în momentul de față, jandarmul lasă impresia unui băiat bun, unui băiat serios. Ăsta este și interesul nostru, să inspirăm în permanență încredere cetățenilor, să cetățeanul noi să vadă un aliat, nu să vadă ceea ce sunt niște activități iminente. Ce vedem noi la televizor, jandarmul ăla care vine și îi gonește pe aia de pe stadion. Vedeți dumneavoastră, acestea sunt tot niște misiuni ale noastre pe care le îndeplinim în baza legii. E vorba de asigurarea măsurilor de ordine publică și restabilirea. Dacă vorbeam puțin mai devreme despre menținerea este un atribut al poliției. Noi executăm misiuni în colaborare cu organele de poliție, în acest sens, sub directa îndrumare și conducere a poliției. Când este vorba de celelalte componente, asigurare și restabilire, la asigurare ne vine poliția în sprijin, deci se rotește puțin foaia,
Așa. Nu prea că de la orgoliu polițistului să asculte el de un jandarm. Trebuie să... N-am văzut așa ceva. Deci au fost și experiența ne-a demonstrat că, într-adevăr, au fost situații când s-a conlucrat foarte, foarte... Asta e un vis, domn comandant. Nu, cel puțin un la... Un polițist așa fălos, ascultă el de un jandarm așa. Nu-i priviți cu ochii... Un jandarm poate să trimite un... Du-te mă și mi-a și mie țigările că ești, nu? Stați, nu, să nu deviem de la subiect, că misiunile noastre nu sunt de a merge după țigări sau... Dar cine se duce? Dacă am păstrat un polițist și un jandarm, cine se duce după țigări? Jandarmul, că e mai mitit el așa. Nu cred, pentru că nu are de ce să se ducă. Cine are nevoie să duce și cumpără de la primul chioșc sau primul magazin, bineînțeles, dacă este... Există colaborarea asta? O da, știți? O, da. Bănuiesc că ați analizat. Există, e analizată, cel puțin la nivelul municipiului Megidia și în toată zona de competență pe care o are detașamentul 7 jandarmi Megidia. Conlucrăm foarte bine atât cu autoritatea locală, cât și cu poliția competentă teritorială. Pentru că zona noastră de competență este destul de vastă, ca niște puncte cardinale așa aș putea să vă dau localitatea Poarta Albă, Mircea Vodă, iar în sudul județului până la Băneasa. Poarta Albă? Da. Cu penitenciarul? Dacă sare unul gardul acolo, cred că de aici zburați deci toți acolo. Acolo intervin, deci acolo sunt și aici e o discuție, pentru că penitenciarele aparțin de Ministerul Justiției, la fel ca și noi, sunt și ei organizați pe o structură semimilitară. Au și ei elemente dintre acestea de pază, au și ei elemente de logistică, au și luptători care spuneați noastră că umblă cu cagulă pe față și așa mai departe. Deci fiecare structură are sistemul ei propriu de acțiune. De care, Doamne ferește, dacă are nevoie, intervine ăla imediat. În prima urgență, în situația în care sunt depășiți de vastitatea evenimentului, atunci în baza planului de cooperare apelează și la jandarmerie și la poliție. Se pune în aplicare acest plan de acțiune și se acordă sprijin și de către poliție și de către jandarmerie. Am înțeles, deci spuneați de la Poarta Albă, Megidia, Mircea Vodă. Mircea Vodă și până în sudul Dobrogei, până la Băneasa. La Băneasa. Inclusiv Băneasa. Inclusiv Băneasa, inclusiv Voltina. Și când vă duceți pe la astea noastre? Funcție de situație. Deci este în funcție de situație. Noi desfășurăm activitate de cel puțin 2-3 ori pe lună. Noi avem acțiuni pe care le desfășurăm nu numai în municipiul Megidia, ci le desfășurăm pe raza întregului. Și cum faceți? Mai vezi că vin la tine mâinile la Băneasa? Nu, pentru că acolo nu am elemente de dispozitiv static, acolo am elemente mobile. Deci nu am elemente de dispozitiv static. Deci acolo mergem și facem patrulări, mergem și facem... Nu costă mai mult un element mobil decât unul static? Nu cred. Nu cred că costurile ar fi diferențiate sau s-ar putea face o diferențiere între costuri. Pentru că noi acolo mergem în baza unor solicitări, mergem în baza unor planuri de cooperare între noi, poliție de frontieră, poliția Băneasa, secțiile de poliție rurală arondate sau care își desfășoară activitatea în zona noastră de competență. Și așa este la nivelul întregului inspectorat și la toate inspectoratele din țară. Există această împărțire teritorială pe zone de competențe pentru fiecare detașament. Există o zonă de acoperire pentru detașamentul mobil din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, care poate veni oricând în sprijin în orice punct al județului și mai departe, dacă situația impune, se apelează la... Cu ce vine? Cu autobuzul sau cu alea urâte, negre, cu grilaje? Cu mașinile cu grilaje pe care le știți dumneavoastră, de care fuge toată lumea. Normal. Noi, în limbajul nostru, ele sunt considerate și le alintăm ca fiind reginele. Ce regină care arată ca dracu, să mă ierte părintele, da? Ce regină aia, regină, da? Astea sunt denumirile. Și înăuntru ce aveți? Aveți aer condiționat? Aveți căldură? Aveți bucătărie? Când sunt geamurile deschise avem aer condiționat, când... Ce, sunt fabricație sovietică, dar le-ați făcute în 50-60? Nu, sunt fabricație românească, la dar, Vladimirescu, dar mai... Mai nou, avem și niște autovehicule, autospeciale destul de competitive, care ne ajută în
desfășurarea tuturor acțiunilor și ne creează și starea aceasta de siguranță a mobilității. E o armă scumpă, jandarmeria asta, pentru stat, pentru... Cine participă la finanțarea ei? Doar guvernul? Guvernul. Consiliul Județean nu? Nu. Consiliul Local nu? Nu. Firme particulare nu? Nu. Dacă vreau eu să vă fac cadou un computer, mă împușcă polițaiul. Deci, dacă vreți să faceți o donație de acest gen, procedura este atât de complicată că mai bine renunțăm. Cât vă lipsiți și dumneavoastră și noi. Și ce, care-i părerea dumneavoastră? E bine sau e rău? Nu știu, cred că... Vă consideră de la început apți pentru a fi corupți. Mie mi se pare jenant. Dacă eu am 20 de computere, cum să nu-mi fac cadou? Mă duceam în politică până 95, până 2000, pe la secțiile astea de pe la țară și îl întrebam repede pe polițistul de acolo. Mă, cine crezi tu că poate fi consilier? Chestia, și el și cam știa localitatea. Vă dați seama că știe, nu? Și îi vedeam, domnul comandant, la, uite și acum, la mașina de scris, domn. Deci săracul ăla, comandantul de cutare, la mașina de scris își făcea un raport. Hey, vedeți dumneavoastră, odată cu intrarea în NATO și Uniunea Europeană, deci au venit niște fonduri care au venit în completarea necesarului. Normal, noi suntem la în Europa, fiecare, există și un buget european. La fiecare sediu de detașament, la fiecare sediu de subunitate dislocată, există dotarea necesară îndeplinirii în condiții bune a oricărei gen de misiune. Adică ofițerii din jandarmerie acum pot să intre pe internet să vadă ce face colegul lui de la Baia Mare? Noi avem un alt sistem, se cheamă intranet, nu sistemul internet, deci este un sistem propriu al Ministerului. Al Ministerului de Interne? Ministerului de Interne. Nu al jandarmeriei? Nu, nu, al Ministerului de Interne și pe acest sistem putem să intrăm să... În plus avem stații de lucru performante, avem... radiotelefoane performante cu care putem să luăm legătura oriunde în... Banditul, mafiotul intră repede să vă asculte? Nu are cum să intre pentru că sunt niște... Chestia că n-are cum, nu cred. Teoretic nu are cum pentru că sunt niște frecvențe ale Ministerului și nu cred că au acces la ele. Dar ăștia care îi verifică pe cei din poliție, a fost 2 și un sfert, sunt și la dumneavoastră? Aveți dumneavoastră 2 și un sfertul lui jandarmeria? Nu se spune 2 și un sfert. Este o structură. Cum îl cheamă? Este o structură. Ziceți dumneavoastră cum îl cheamă. Deci este o structură a fiecărui inspectorat care au elemente de cercetare, care au elemente de... cum ăsta care vă toarnă pe dumneavoastră că sunteți cu minte sau nu aparține de Constanța, de șeful din Constanța? Aparține într-un fel. Cui raportează ăsta că sunteți sau nu băiat cuvinte? El raportează, are la un moment dat este sistemul acesta de conlucrare cu Inspectoratul de Jandarmerie Județean Constanța, dar de fapt ei sunt ai Ministerului. Și ce face ăsta toată ziua? Dumneavoastră îl știți? Pe unii cunoaștem, pe unii nu. E mai bine să-i cunoașteți? Pentru mine, stă în Megidia cu ochii pe dumneata, rămânește-ne și pentru mine, din punctul meu de vedere, atât timp cât mă ajută, domnul, e foarte bine. Eu dacă știu că cineva e cu ochii pe mine toată ziua, m-aș simți nu știu cum. Dom'le, chiar n-ai încredere în mine, te-ai uitat odată, te-ai uitat de două ori, vezi că-mi fac, du-te mă și... Fă altă treabă pentru societate. Da, până la urmă, pe cei pe care îi cunoști, mai chemăm și pe lângă noi. Vino mă să mă ajut să facem treabă. Mai bine, stai lângă noi, stai și te uiți. Hai să facem treabă împreună, nu și? Să... Vine? De obicei, da, deci... Ce să vă spun, sunt foști colegi de ai noștri, sunt... Stați puțin, că să vă întreba și a prietenește. Numai asta face? Stă cu ochii pe matale toată ziua, ce vorbești și ce faci? Ei au cu totul și alte misiuni. Au și alte misiuni. Au și alte misiuni, nu. Deci acestea sunt... intră într-un program de testare a fidelității, într-un program de testare a... Astea sunt niște activități colaterale față de ceea ce are el de fapt. Poate dumneavoastră înțelegeți ușor chestia asta, dar mie îmi rămâne ca inginer, ca om care am fost și în politică. Nu, mă simt nu știu cum să știu că stă cineva să uite. Dar atâta timp cât nu ai nimic de ascuns, nu înțeleg cu ce să mă deranjezi. Domnul comandant, vă mai place și dumneavoastră o fată, vă mai ieșiți la o bere cu niște prieteni. Și care mă simt, nu știu cum. Și care e problema? Păi și dacă îi spune și soției? Și dacă îi spune ce? Nu luați nana? Păi acasă, tot acasă. Acasă cine tot e acasă șef? La soție, și cine e șef? Păi nu știu. La jandarm în casă cine e șef? Nu, de obicei știți cum este. Întotdeauna bărbatul are ultimul cuvânt în casă. Da, dragă, așa facem. Corect. Da? Și dacă se spune că într-o familie întotdeauna bărbatul este capul, femeia este gâtul și face cu el. Deci asta e o chestie românească? Sau da, tipic românească și noi suntem români chiar dacă suntem jandari. Așa este. Aveți familie? Sunteți de Megidia? Da, sunt din Megidia, născut, crescut în acest municipiu. Am familie, am o soție, am un copil.
Să vă trăiesc, cam puțin. Mulțumesc. Puteți să primiți ordine să faceți vreo 2-3, măcar nu asta. Știți că țara are nevoie de tine. La nivelul familiei nu punem serviciu în față. Aici este cu totul altceva. Nu sunteți dumneavoastră 24 ore din 24 în misiune? Așa știam. Suntem, într-adevăr. Poate să vă cheme la două noaptea cineva? Da, bineînțeles, de ce cine? Să nu? Oricând situația evenimentul impune. Sau cineva, un șef? Oricând situația impune. Deci evenimentul în sine. Nu, pe mine nu mă cheamă șeful la muncă la ora aia. Pe mine mă cheamă evenimentul care s-a produs sau care este posibil să se producă. Păi și dacă și vă atunci, e somn sau te plictisiți, îți trimiteți, aveți doctor? Și atunci, în funcție de situație, dacă situația impune, ne deplasăm la fața locului sau dacă nu, îmi trimit locțuitorul. Dar de obicei prefer să fiu eu acolo. Era o politică românească, mai ales în tacma asta ofițerimică. Dacă e de Megidia, mai bine îl trimitem la Baia Mare și pe ăla de la Oradea, mai bine îl aducem la Megidia. Cum de sunteți dumneavoastră în funcție de conducere și jandarmerie în Megidia? Păi dacă e nevoie să dați în capul unui prieten dumneavoastră, vă reține puțin stați în gestul. Stați ușor, că eu la Megidia am ajuns după 22 de ani. Tot în jandarmerie? Nu în jandarmerie, înainte am fost... Adică am lucrat în Ministerul Apărării Naționale. Din 96 lucrez la jandarmi, în cadrul jandarmeriei române. N-are nicio treabă una cu alta. Dăm prudența deci nației române, mai bine la Baia Mare. Eu am, v-am spus, am lucrat 20 și ceva de ani, am lucrat în altă parte decât acasă. Eu acum doar de 2 ani și ceva, 3 ani sunt, lucrez la Megidia. În rest, eu am lucrat... Ce, ieșiți la pensie de Megidia? Nu se știe. Nu se știe. Care e obiceiul? Principiul teritorialității nu este un principiu respectabil. Puteți primi ordin să vă duceți la Bacău? Oricând. Oricând? Oricând. Nu se comentează. Nu îl întrebă șeful, ce ai mă cu mine, că am muncit bine în Megidia? Nu pot să pun în balanță acest ordin decât dacă... mă consider nedreptățit sau... Aveți voie? Dar dacă... Ieșiți la raport, cum dacă se spunea pe vremuri? Dacă mie mi convine sau funcția de la care mi se oferă la Bacău și asta mi se pare că este peste ceea ce fac la Megidia, de ce să nu... E bine plătită jandarmeria în România astăzi? Față de armată, față de poliție, față de societate? Să nu spun bine, să spun suficient. Nimeni nu spune că e bine plătit. Da, nimeni nu spune bine, mai ales că știți foarte bine că sistemul bugetar a trecut printr-o perioadă de criză. S-a simțit? Da. S-a simțit în jandarmerie? Da, s-a simțit la nivelul tuturor. Atunci când am văzut băiatul și aruncau șepcile, atunci un gest atât de urât, vă Băsescu, a fost și jandarmi? Au fost colegii noștri de la poliție atunci, dar n-aș vrea să comentez acest... Nu, dar jandarmi au fost? Nu, jandarmi au fost în fața celor care au aruncat. Sărace, o deci poziție destul de grea. E într-adevăr o poziție, pentru că de o parte erau... Cu cine ții în momentele astea? Asta este. Cu cine deci, ții în momentele astea? Nu avem ce să facem. Probabil că jandarmi e obișnuit să fie în situații de astea. Știți foarte bine, pentru că de-a lungul istoriei, jandarmeria întotdeauna a fost... ba apreciat, ba... Adică a trecut întotdeauna prin valuri dintre acestea. Când ne cheamă populația, când ne înjură, când aruncă cu pietre noi, când ne prea slăvește și așa mai departe. Vedeți, nu mai mult decât atât ultimul an, începând în ianuarie până acum, când noi am avut niște valuri dintre acestea. Știți foarte bine, evenimentele din Piața Universității. Vorbiți de alea de la televizor, care am văzut toți. Pe care le-am întotdeauna văzut, primul care apare și săracul acolo și jandarmeria. S-au văzut acolo, când eram în fața sau, să zic, asiguram. Am înțeles, dacă este prost, jandarmeria n-a făcut bine, comandantul nu trebuia să-i trimită. Păi, aia nu trebuia să... După care au început în zăpezirile să vină jandarmii. S-au terminat cu zăpezirile, au început iar Piața Universității. Iar au început cu cuvinte între acelea de laudă, între ghilimele. Au început după aceea inundațiile, au început să vină jandarmii și tot așa. Deci noi suntem într-un perpetuum mobil și noi ne învârtim în funcție de situație. Dar nu asta este problema. Problema este că noi trebuie să facem față oricărei fel de situații. După noi mai puțin ne interesează dacă lumea... Colaborați oficiași cu cei de la urgență? Cu cei de la ISU? Da, colaborăm.
colaborăm și cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, deci cu toate componentele Sistemului Național de Ordine și Siguranță. Deci primul apărător al societății, până la urmă vă înțeleg, al oamenilor, este jandarmul. E pregătit pentru aproape orice. Dacă, Doamne ferește, o calamitate, un necaz, o intervenție, o supărare, primul care apare deci, acolo... Vedeți foarte bine, începând, luați, dacă vreți, România de la latura de est, de la litoral, și mergem până în vârful munților și o să vedeți că tot ceea ce înseamnă pază, protecție, asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică, pe litoral, în munți, salvamont, o să vedeți... Apare un jandarm acolo. O să vedeți jandarm. Am văzut, așa este. Aveți deci o să vedeți jandarm. Asta înseamnă un efort în spate cu toate că, uriaș. Cu toate că efectivele noastre nu sunt chiar așa de mari, dar cu puținul pe care îl avem, drămuit și cu un sistem de acesta de manageriat corect. Cum faceți, domn comandant? Dăsăm frumoși, înalți, tunși, bine, îngrijiți? N-am văzut niciunul netuns, neîngrijit. Vedeți, cum faceți? Noi ne desfășurăm... Aveți frizer propriu? Noi ne desfășurăm activitatea în baza unor regulamente și cam în regulamentele astea sunt cam prevăzute cam toate. Cam tot ce trebuie să facă. Și să fie bărberii, și să fie tuns, și... Pentru că, v-am spus, suntem în permanență în primul contact cu cetățeanul. Cetățeanul e pretențios. El poate să fie mai neglijent, mai supărat, dar jandarmul trebuie să fie impecabil. Vedeți, dumneavoastră, te duci să intri într-o instanță, te duci să intri într-o instituție publică la care măsurile de ordine și siguranță sunt asigurate de către jandarm. Și cetățeanul se supără că, domne, nu, de ce nu îmi dai voie să intru, pentru că este o instituție publică? Și jandarmul îi spune destul de clar, regulamentul de ordine, de ordine interioară și funcționare al acestei instituții prevede că în această instituție se intră cu o ținută decentă, cu așa, cu un anumit tip de îmbrăcăminte sau așa. Te duci în pantaloni scurți și nu mi se pare corect să permită accesul. Dar dacă în momentul ăla jandarmul e cu chipiul pe spate, nu, deci, așa, în, și miroșind la transpirație, nu se mai impune fața mea. Nu știu dacă cred că e posibil să vedeți și așa ceva accidental. Nu, n-am văzut așa ceva. Accidental. Să vă zic. Jandarmii deci, arată impecabil. Nu vreau să spun că suntem noi cei mai frumoși și Da. Pot eu să vă spun. Deci eu nu vreau să spun acest lucru, pentru că știți cum e, pădurarul întotdeauna a spus că pădure fără uscături nu poate să existe. Avem și noi, mai avem încă și noi de lucru. Cu toate că am trecut la sistemul acesta de avem pretenția că suntem profesioniști, avem pretenția că mai avem și noi de lucru, ale noastre, interne. Dar cum faceți? Cum îi controlați? Îi controlați dimineața? Îi controlați la punctul de lucru? Ori de câte ori este nevoie. Ori de câte ori este nevoie. Și dacă îl vedeți netuns și nespălat, ce faceți? Niciun fel de problemă. Cum faceți? Nu, dar cum i-ați convins? Pentru că vedem, românul se spală cam greu. Mai miroase a transpirație peste tot. Și jandarmul nu mai miroase a transpirație. Domnul comandant. Nu miroase a transpirație datorită și celor care ne-au pus la dispoziție un aer condiționat, care ne-au pus la dispoziție o situație, adică avem și noi cât de cât oamenii protejați într-un fel sau altul, pentru că omul acela stă în serviciu 12 ore. Și stă unde stă? În casă? Aveți cazarmă de jandarmi? Cei care, există? Cei care sunt la bază obiective, lucrează la obiectivele acele, instanțe, judecătorii, parchete, la trezorerii. 24 de ore în 24? Sunt în schimburi. Cine îi schimbă? Bună ziua, străiești și gele, Neruțu, am plecat. Ei se schimbă între ei. Cu hârtiuță? Nu cu hârtiuță. În timpul serviciului meu nu s-a întâmplat nimic deosebit. A rămas formula? La terminarea activității de predare-primire a serviciului, într-adevăr, se întocmește și un proces verbal de predare-primire. Dar toată activitatea este monitorizată prin niște dispecerate ale noastre. Deci, omul vine la serviciu, se pregătește pentru a intra serviciu. Ce pățește ceva? Oare soacră sau? Ia la cunoștință ultimele ordine venite pe linie de executare a serviciului, deci la noi se cheamă o pregătire pentru intrarea în serviciu, se pune la punct. Cine o face pregătirea asta? Subofițerul desemnat pentru așa ceva, dispecerul. Sau comandantul de pluton, comandantul de detașament, în funcție de ora la care se desfășoară acea activitate. Ia la cunoștință toate elementele de noutate în ceea ce privește situația operativă, se deplasează, își ridică armamentul, muniția și celelalte materiale necesare executării serviciului, se deplasează la locul de executare a serviciului. Acolo și ia privirea serviciul. Și se face rău. Există... Sau nu poate să ajungă acolo? Nu are cum să nu ajungă. N-are de ce, pentru că una din întrebările care se pune la plecarea în serviciu
Este aceasta, este cineva care este în imposibilitate de a-și executa serviciu? E una dintre întrebări. La toți? La toți. Înainte de a pleca? Da. Și atunci, cel care se simte că a avut o problemă medicală, că a avut o problemă... Deci, aveți dușmani? Să spună. Domnul comandant, jandarmeria are dușmani? Cine-s dușmanii jandarmerii? Doar de ce să... Omul rău, cine? Numai, deci numai cine nu trăiește nu are dușmani. Deci numai cine nu trăiește nu are dușmani. Păi face rău cuiva jandarmeria? Noi nu facem rău. Sau cel puțin înclin să cred că noi nu facem rău. Noi facem puteți bine. Să arestați pe cineva pe stradă? Nu se cheamă arestare, se cheamă reținere. Deci putem să reținem, suntem abilitați de lege, putem să facem și acestea. O oră, două, 24? În funcție de... Și unde au duceți la poliție, nu? În funcție de situație. Dacă problema poate fi soluționată de către jandarmerie, o soluționăm noi. Dacă ne depășește competențele, îl predăm la poliție. E în funcție de foarte situație. Complicat să iei pe cineva de pe stradă, să iei libertatea. Așa că vrei tu, că ești jandarm, că ești îmbrăcat, stai. Mai tragi un baston peste cap? Cum, deci nu. Deci orice intervenție a jandarmilor nu se face decât într-o situație în care persoana respectivă a făcut ceva. Cine analizează asta, domn comandant? Deci, noi suntem... Ăla stătea pe bordura acolo și aia și s-a jucat cu cățelul, s-a uitat la o floare, vine jandarmul. Ia vine mă coace, bă, ce faci tu aici? Păi ce treabă? Ce cauți pe tu aici? Ce treabă avem noi cu floarea și cu câinele lui? Noi n-avem nicio treabă. Păi și atunci de ce îl luați? Dar nu-l luăm. De ce să-l luăm? Pentru că așa vrea jandarmul, să-l deranjează. S-a uitat urât. Nu există așa ceva. Nu există. Așa ceva nu există. Deci astea sunt, dacă vi l-a spus cineva cumva, vă spun că sunt doar niște răutăți. Sunt niște situații foarte clare când jandarmul trebuie să intervină și nu neapărat jandarmul, funcționarii Ministerului Afacerilor Interne trebuie să intervină. Deci sunt niște situații foarte clare când poate să intervină și poate să sancționeze, să aplice amenzi, să rețină persoana respectivă. Deci acestea sunt numai pentru încălcarea unor norme. Fără polițist, numai jandarmul. Jandarmul te poate reține, poate să-ți dea amendă, poate să te țină la acolo și să-ți dea liber. Da. Și tu îl reclami unde? El, pentru tot ceea ce consideră că a fost nedreptățit, se poate adresa judecătoriei. Unde dumneavoastră păziți la poartă acolo și sunteți, uite așa cu ăla. Treabă, nu are nicio treabă una cu alta, că noi nu avem treabă nici cu judecătorul, nici cu noi păzim instituția în sine. Deci instituția. Nu o anumită persoană. În instituția e acolo și aia, judecătorul șef sau cum îl cheamă, președintele judecătorie, nu-l trimite pe jandarm, dă mă până acasă și udă-și mie florile. Nu cred. Nu cred. Asta probabil că se întâmplau în filme. Se întâmplau sau înainte de 89. Sau, nu, nici. Nu? Nici atunci? Nu. Probabil când, până în perioada interbelică, s-ar putea să se fi întâmplat așa ceva, dar de atunci nu am cunoștință de astfel de situații. Nici dacă îndrăznește cineva, jandarmul știe. Nu are cum să plece. Nu are cum. Nu are cum. Sub nicio formă. Deci astea v-am zis, dacă cineva vi l-a comunicat cumva, astea zic sunt niște răutăți. Domnul comandant, dacă există armată, înțeleg, și apără statul român și există poliție care poate să facă treaba asta, ce caută jandarmeria între astea două aici? N-am putea să trăim foarte bine fără jandarmerie? Vedeți noastră... Pentru asta o să ziceți că nu, sigur. Jandarmerie e cea mai importantă, jandarmerie e cea mai frumoasă. Este... Dar... Lămuriți-mă, dacă avem armată și avem poliție, nu? Ce mai trebuie și jandarmerie? Este normal să considerați că eu o să țin în permanență cu arma pe care o reprezint. Normal. Poliția are prin statut, prin legea de organizare și funcționare, are problemele lor de rezolvat în cadrul instituție numită statul. Ministerul Apărării Naționale împreună cu componenta Ministerul Afacerilor Interne, recte Poliția de Frontieră, au problemele lor de apărare a graniței statului. Jandarmeria este cea care se mișcă în interior. Deci noi suntem liantul între aceste două sau între aceste patru instituții. Poliție de frontieră, Ministerul Apărării și jandarmerii. Noi suntem liantul care ne mișcăm tot timpul între ei. Noi suntem cei care ținem legătura cu toți. În zonele unde sunt acele zone pe care le vedeți vizibil delimitate, zonă de frontieră, localitate de frontieră,
unde acționează Poliția de Frontieră, avem și cu aceștia planuri de cooperare și oricând putem să venim în sprijinul lor, dacă situația impune. Altcumva nu, n-are ce căuta jandarmul acolo. Nu, nu avem. Da. Dar dacă sunt alte probleme de altă natură, deci noi ne putem mișca pe tot teritoriul zonei acestea de responsabilitate. Există și în Megidia acțiuni în comun? Le pregătește cineva? Da. Deci și la nivelul municipiului Megidia executăm misiuni cu toate, forțele statului. Cu toate instituțiile statului. Ce înseamnă misiuni? Deci, de obicei... Misiunea apare la un incident sau sunt și misiuni obișnuite? Apar și la incidente, apar și în situația executării unor controle, dau un exemplu, de către anumite instituții ale statului, iar acestor inspectori sau persoane care vin în control trebuie să le asigurăm pază și protecție. Da? Deci, noi am executat misiuni și cu Rom Silva, cu pădurarii. Da? Am executat misiuni și cu Garda de Mediu. Adică vă roagă Rom Silva, nu ne roagă, este un plan de cooperare. Un plan de cooperare care se pune în aplicare în... Și cine hotărăște pe ăsta? La nivelul dumneavoastră sau la tine de sus? La nivelul... Aha. Deci ori de câte ori e nevoie de mers în pădure, nu știu ce, cu tare, cu jandarmerii participă. Există o listă de instituții care pot apela la... Nu să spun la servicii, dar pot apela să fie sprijiniți de către efectivele de jandarmi. În situații de urgență, la fel, acționăm pentru limitarea urmărilor, pentru că noi nu avem ce să căutăm în incendii, în astea. Deci după ce își fac colegii de la ISU, își fac problemele lor sau noi le creăm practic cadrul ca ei să se poată desfășura. Nu înlăturăm curioși și ținem persoane la o anumită distanță care să nu le pună în pericol viața, pentru că ei sunt curioși și vor să vadă. Probabil da, românii se duc să se uite, nu să salveze, pe ăla să uite toți, acolo nu mai are aer, nu mai are sânge, nu mai are nimic, toți sunt acolo, da. Probabil că omul în acel incendiu își pierde agonisarea de viață și este tentat să intre să în să-l fure, fără da? Să se gândească că acolo el s-ar putea să-și pierde viața. Și jandarmul face chestiunea asta fără rugămintea, fără cetățeanul, fără nimic, pur și simplu. Da, deci e obligatoriu, nici nu trebuie să-l anunțe cineva. Anunță 112? Da. În situațiile astea, 112 vă anunță pe dumneavoastră că există incident acolo. Da. Suntem anunțați prin sistemul 112. De asemenea, ce să vă spun? Cam multe, domnule comandant. Participăm și asigurăm măsuri de ordine și siguranță publică pe timpul manifestărilor religioase, pe timpul competițiilor sportive. Dar de ce ăștia nu și le fac singuri? Vă întreb și eu acum, sigur că dumneavoastră, doar dacă e ordine și dacă e regulament, e mai greu să-mi răspundeți. Dacă se face o manifestare sportivă, de ce trebuie să vină jandarmii să-i gonească pe aia de acolo? Pentru că... Când ei plătesc televiziune, când ei plătesc tot, reclame, când dau sume uriașe, de ce să vină jandarmul plătit de mine ca și contribuabil, de ce să vină jandarmul să pună liniște pe stadion când poate să cheme o firmă privată și să se înțeleagă ei între ei acolo? Ăia câștigă o căruță de bani și jandarmul câștigă o căruță de înjurături la chestia asta. Da, este adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar conform legii 4, activitatea pe stadioane nu ne aparține nouă în mod special. Deci noi nu mergem pentru a asigura măsurile de menținere a ordinii publice. Eu așa am înțeles când am văzut la televizor. Nu. Deci, în situația în care există meciuri sau, mă rog, activități sportive cu un anumit grad de risc, atunci apare elementul jandarmerie. De ce? Noi nu suntem acolo decât pentru situațiile de restabilire. Deci în situația în care conflictele degenerează, iar persoanele care sunt abilitate să facă menținerea ordinii pe stadion. Sunt depășite de chestiunea și intervin... Sunt depășite. A devenit un obicei, domnule. Hai că când e meciul la mare, mașinile astea, reginele, sunt acolo. Ce se păstrează? Da, într-adevăr, pentru că sunt... Din experiență, din prudență, de ce? Sunt categorisite ca fiind meciuri de risc. Și atunci, pentru a evita orice, și acum să mai spun și pe dreaptă. Întotdeauna să știți că
prezența și... Impresionează și parcă așa, te faci mai cuminte, așa. Parcă puțin îl discreditează pe cel care a plecat de acasă. Corect. Cu fumigena în buzunar sau cu petarda, sau cu petarda, sau cu mai știu eu ce a plecat el în buzunar să-și facă el de cap pe stadion sau în orice fel de altă manifestare dintre aceasta, că este sportivă, culturală, religioasă și așa mai departe. Deci noi am participat, am spus, și la activități culturale, participăm la fel de toată paleta de... Cât sunteți invegidii, domnul comandant? Suficienți. Puțini. Suficienți. Suficienți? Da. Păi dacă dumneavoastră spune suficienți, șefii dumneavoastră precis spun că sunt puțini, că bugetul e mic, că nu vă ajung banii, că benzina nu vă ajunge, mașinile nu vă ajung. Sunt niște adevăruri care nu pot să spun că ne lăfăim în ele, dar cu un control managerial puțin mai strict așa și cu... cum să zic, cu o drămuire mai judicioasă a tuturor resurselor, putem să facem... Zona nu-i mare, domn comandant? Este. E foarte mare. Este. Așa a fost mereu? Da. Așa a fost mereu? Da. Deci eu am crezut că e după criza asta. Nu. La nivelul Inspectoratului de Jandarmerie Județean Constanța funcționează 9 detașamente, v-am spus. 9 detașamente? 8 statice. Plus ăla. Plus detașamentul mobil. Situație care, ce să vă spun, guvernanții noștri au votat un jandar sau un element polițienesc la 1.000 sau la 10.000 de locuitori. Puțin, da? Foarte puțin. Foarte puțin, într-adevăr. Dar, v-am spus, un caz fericit la noi, un caz de... invidiat pentru alții, la nivelul județului Constanța funcționează și gruparea de jandarmi mobilă, da, care oricând ne poate veni în sprijin. Și mai mult decât atât, Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța, având în vedere misiunile și... Zona nu e așa ușoară. Zona, da? Nu e ca la Ilfov, sau să zic la Călăraș. Este categorizat undeva cam al doilea inspectorat din țară. Ca importanță, ca probleme. Și ca importanță și ca probleme și ca risc și ca ce vezi noi, și ca varietate de misiuni. Și asta și ce înseamnă? Mândrie sau înseamnă salariul mai mare? Nu. Salariul este același. Vă dă primă câteodată? Nu. Nu? De ce? Suntem plătiți după sistemul bugetar, în funcție de grade, de funcții, de... Și vă dă insigne? Ce vă dă? Ce sunt? Poză la panou de onoare? Poze la panou de onoare. Felicitări din partea comandantului, înscris acasă. Toate celelalte, în afară de bani, pentru că ar fi fost bine să fi fost bani, dar uitați că nu sunt. Și aveți voie să faceți și altă activitate? De exemplu, să aveți 2 hectare de cartofi sau... Desfășurarea altor activități în timpul... sau în timpul extra serviciu nu a fost îngrădită nimănui, dar aceste activități să nu vină în contradicție cu activitatea și eventual nu sunt recomandate pe care o desfășori tu ca lucrător jandar. Că a cultiva un hectar de porumb sau un hectar n-are nicio treabă, te mai ajută pe tine ca să-ți mai întregești puțin veniturile familiei. Se poate, deci? Există obiceiul ăsta? Da, se poate. Dar nu la nivelul să mă îmbogățesc în așa nu, ceva. Deci nu, n-ai cum să te îmbogățești după un hectar, să fim cât se poate de... Dacă sunt comandant de la jandarm la Megilia, pot să-mi iau 10 hectare, iau tot batalionul să sape acolo ca să facă mușchi. N-am posibilitatea să le lucrez. Din băieții și în loc să facă antrenament cu... Ei nu fac antrenamente, domnul comandant? Nu există așa ceva. Facem antrenamente, dar nu la așa ceva. Nu? Au apus vremurile acelea când armata și... Exact. Mai venea la șeful acasă, mai ajuta să-i schimbe acoperișul, nu? Nu cred. Așa, sau cel puțin eu n-am cunoștință despre așa ceva. Au murit vremurile alea când mergeam în agricultură și plecam în luna august și ne întorceam în luna decembrie. Ați fost da, că ați lucrat în... Am lucrat. Dar era bine. Era bine? Da. Acum, vedeți noastră că atunci aveam ce recoltat începând din... august-septembrie și târnam prin decembrie. Acum nu prea ce să mai recoltez. Sau recoltează numai unii acum. Corect. Pentru că cei care nu au, n-au posibilitatea să cultive, n-au posibilitatea să... Și atunci merg pe sistemul acela de arendă și arendează și cel care are posibilitatea lucrează.
Totuși se cultivă mult în România și se și adună recolta. Da, într-adevăr se cultivă. Ceea ce înseamnă puțin optimism pentru noi. Se cultivă mult, dar se cultivă de către unii, nu de către toți. Așa a fost de când e lumea și pământul, domn comandant. Așa e și în Franța, așa e și în Germania, nu cred că... Așa e lumea. Unii mai bogați, unii mai leneși. Da, într-adevăr. Noi asta trebuie să-i apărați pe toți, că... Nu, pentru noi nu există acest principiu de a-i deosebi pe unii față de ceilalți. Nu, pentru noi toți sunt... La fel. La fel. Modelul de organizare a jandarmeriei în România este copiat după cel din Franța, din Belgia, din Canada, de nu, unde? Nu, este făcut un speech din toate... Are România o istorie veche de tot cu jandarmerie. Da, știu jandarmerie când? Când? De la Cuza? De când? De la Cuza, de la... Da. Da? Da. De la Alexandru Anghica, deci de atunci a fost... De la Anghica? Da, de atunci a fost înființată jandarmeria. Păi și n-a fost luată din Franța? Ei veneau din Franța atunci cu experiență. Ceva după modelul francez, dar nu în totalitate. Inclusiv după 89 încoace s-a încercat o implementare a sistemului francez, care a mers până la un anumit moment dat. După aceea au mai fost făcute fuziuni cu alte jandarmerii din Uniunea Europeană, cu carabinierii, cu... sau sub o formă, sub o denumire sau alta, tot o jandarmerie. Tot aia să. Noi asta vă duceți, da. Și vă duceți în schimbul de experiență, în ateliere, în munci? S-a mers și în astfel de schimbul de experiență, s-au făcut cursuri în Franța, în mai multe locații, plus de asta, dumneavoastră știți foarte bine, jandarmii români acționează și pe teatrele de operații din Afganistan, din unde au mai fost conflagrații dintre acestea. Unde întotdeauna am ținut, cum s-ar spune, steagul sus și ne-am întors... Da, românul e mândru, românul e falos, românul nu se mai face de râs pe nicăieri, nici cu arma, nici mai ține minte pe vremea când veneau aia să joace fotbal cu noi, ne băteau cu tricourile și cu alea. Da. Nu mai există, globalizarea atinge... Acum, într-adevăr, avem și noi o anumită dotare, o anumită tehnică care ne permite să... Care este românească, franțuzească, americanească? Mai e puțin, secret? Mai puteți puțin, să ne spuneți mai, că puțin, vă... mai puțin românească, mai mult din de la alte state membre UE, NATO și așa mai departe. Dar problema nu este că este tehnica românească, este că noi putem să o exploatăm. Suntem în măsură să o exploatăm și să o exploatăm cu succes. Sunt convins că românii se descurcă. Știți că românul este un om inventiv, e o persoană care se adaptează foarte ușor la orice fel de situație. Ia și puțitul în bucătărie dacă chestia. Niciun fel de problemă și cu cleștele de rufe dacă e pentru el devine o armă. Corect. Știți cum e? Și poporul chinez tot la fel au ajuns unde au ajuns. Pentru că e de la acel băț de decorticat orezul, au făcut o armă de luptă din el. Și tot așa. Și de pleavă a făcut artificii. Și tot așa. Domn comandant, la nivel european există cineva care coordonează această activitate de jandarmi? Adică ea e unitară în Uniunea Europeană? În Europa există cineva, există un fel, să zic, șef al jandarmeriei europene? Nu. Deci există un Consiliu de Apărare al... Așa, în care fiecare sunt părți participante. Deci nu putem să spunem că unul este șeful, iar ceilalți sunt subalterni. Da? Periodic este numit câte un șef. Există totuși numit. Da, este numit, dar acela este numit pe ideologic, pe o perioadă de 6 luni, pe o perioadă de un an. Ca și Europa, e condusă de când în când. Deci există un domn care conduce în Europa. Sunt teatre de operații. Și trebuie coordonate. Și trebuie cooperate. Corect. Trebuie coordonate. Corect. Pentru că nu are de unde să știe ăla din țară ceea ce e situația de fapt de la... Și ce limbă să înțeleg acolo? Limba de circulație este engleză sau franceză? Și jandarmul român știe englezește? Da. Vreau să răspundeți așa de liniștit, eu mă mir așa de tare, vreau să spuneți normal. Cum? Nu pot să spun că sunt un vorbitor perfect de limba engleză sau de... Dar în momentul în care ajungi la o terminologie militară, deci acolo terminologia este aceeași pentru toată lumea. Deci acolo pușca e pușcă pentru toată lumea, nu o confunzi cu puștoaica. Așa, cartuș este cartuș, mașina este mașină, comanda este comandă, deci este universal valabilă pentru toată lumea. Deci acolo tehnologia aceasta militară este greu de confundat. N-ai cum să o confunzi.
Și atunci, într-adevăr, la început, poate cu puțină reticență, statul sau misiunea într-un teatru de operații este de cel puțin 3-4 luni de zile. Hai să zic că în primele 3 zile mai greu 3 zile puțin, ești da? mai greoi, mai te miști mai încet, mai te dor mâinile când ajungi seara să te odihnești, mai, dar încet, încet îți... Ați fost și dumneavoastră în astfel de situații? Nu am fost. Și de ce nu ne spuneți? Ce să vă spun? Deci am participat la multe genuri de acestea de misiuni încă începând din școala militară, din pregătirea pe care am făcut-o în școala militară. Am participat la astfel de misiuni, deci e... Vi se par normale. Mie mi se... Eu sunt un militar de carieră, deci nu am îmbrăcat... M-am dus acolo ca să mă duc la activitate militară, nu la teatru. N-am îmbrăcat haina militară la 40 de ani să sau la televizor. Sau n-am stat la televizor să mă uit să văd defilări sau astea. Deci eu le-am trăit. Am plecat de jos, am plecat de la un simplu soldat. Mi-am satisfăcut stagiul militar. Astăzi, dacă vreau să dau copilul să-l fac ofițer de jandarm, ce trebuie să fac, domnul comandant? Deci... Procedura este foarte, foarte simplă. În primul rând trebuie să-și dorească el acest lucru, nu dumneavoastră. El trebuie să-și dorească acest lucru. Aici aveți dreptate. Așa. Mai departe sunt pașii de urmat care sunt conform ofertei educaționale pe care noi o prezentăm an de an în instituțiile de învățământ, în special pentru elevii din anul terminal. Deci pentru clasa a 12-a sau a 13-a la liceele cu sau la instituțiile de învățământ cu sistemul de învățământ SERAL. Vârsta este un criteriu, nota la purtare, deci obligatoriu trebuie să aibă bacalaureatul luat, să îndeplinească niște condiții de înălțime, de purtare, o vizită medicală care trebuie să o treacă, un test psihologic, să învețe la ca să poată să susțină examenul scris la funcție de... Examen la ce? Unde? De la ce? La ce școală? Există școală de jandarmi? Da, există. Există în România școală de jandarmi? În cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza există secția de jandarmi. Deci șefii dumneavoastră tot la poliție sunt. Ce mă tot vreți dumneavoastră să nu, mă deci ocoliți pe este mine? Academia nu de puteți face poliție. Nimic, apare polițistul. Nu. Academia e de poliție, nu e de jandarm. Școala e de poliție. N-are nicio treabă. Nu este pe acolo. Dar nici nu o clasă aici, scrie și noi jandarm pe ea. Haideți să vă spun, poliția scoate locuri mult mai puține decât scoatem noi. Nu se poate. Da. Și îi și ține fără servicii, cu câte un an, doi. Este adevărat, este adevărat. Situația a fost valabilă și pentru jandarmi și pentru polițiști cu promoțiile 2010-2011. Alea în plină criză. Da, care au fost în plină criză și nu au existat alocații. Și ce făceau? Dar, terminau școala de ofițeri de poliție, și stăteau acasă? Rușine mare. Rușine mare. Nu vreau să ne atribuim noi acest... Nu, dar pentru noi ca români, rușine mare, măcar... Într-adevăr. Măcar să-l aduci acolo, măcar să-l ții acolo, măcar să nu-i... Păi, deci, după... Dar asta nu s-a făcut frizer, s-a făcut firmă. Au pierdut o grămadă, nu bănesc, au pierdut. Au stat o perioadă de timp, chiar de un an și jumătate, un an și vreo 8 luni, până când au fost angajați sau activați. Nici vechime multă, nici bandă, niciun fel, nimic, niciun ajutor, nimic. Sau, mai bine zis, au fost activați. Dar sperăm că, sau știți cum e, speranța mare ultima. Asta depinde și de ministru, la un moment dat. Am văzut un ministru care spunea că umblați bezi, că nu prea sunteți serioși. L-am văzut la televizor. Eu nu l-am văzut. E, nu. Nici nu știu cine este, nici n-aș vrea să știu cine este, sincer vă spun. Nu vrea să cred, mă uitați că ăsta e ministrul lor. Nici mie nu vine să cred că... Că poate așa ceva să zică, da. O asemenea afirmație, nu pot să cred. Ministrul dumneavoastră sunt politici, puși, nu? Da. De ce? N-ar fi bine să fie, măcar la Ministerul de Interne să fie profesionist? Politica de ce se duce până? Vrea aia să fie așa ambițioasă? Chiar ai nevoie? Nu pot să comentez lucrul ăsta, vă spun doar părerea mea. Părerea mea e că ministrul ar trebui să fie un militar de carieră. Atât. Și aici pun punctul acestei... Păi și de ce nu e așa? Nu știu. Nu, adică e o motivație undeva? Nu ne lasă nemții? Nu ne lasă... Nu știu. Nu știu, v-am spus. Punctul meu de vedere ăsta ar fi. E atât de important funcția aia încât măcar ministrul să asculte un ordin
Un coleg de-al lui de partid să zică, băi, mai liniștește pe aia de Megidia? Nu știu. De asta ați primit vreodată un ordin de ăsta așa? Nu. Nu. La primărie vă duceți? Da. La ședințele Consiliului Local vă duceți? Nu. Consiliul Local e șeful dumneavoastră? Nu, mi-a zis că nu. Dar nu vă cheamă niciodată să-i ajutați? Bate la vreun meeting, la Avenger? Ba da. Vă cheamă? Ba, da. Administrația locală... Poate să vă cheme. Ne cheamă în baza unei solicitări. Am înțeles. Deci nu că vrea... Nu, dar regulamentul ăla scrie acolo că și... Nu? Regulamentul ăla nu scrie. Nu. Deci dumneavoastră puteți să refuzați administrația locală deci când exagerează. Funcție, deci este în funcție de situația operativă. Dumneavoastră știți în experiență că poate să fie. În funcție de situația operativă. Pentru că dacă eu consider că situația operativă este mult mai deteriorată și tensionată într-o altă zonă, Puteți pe plan, analiza. Pe planul, îi ziceți asta, bine mă, bine, local, lasă că sunt nu, eu atent și nu, la meeting-ul vostru nu, de la Casa nu, de Cultură. Nu, nu. Pe plan local sau eu, din punct de vedere teritorial, v-am spus, am o zonă foarte, foarte vastă de responsabilitate. Și atunci trebuie să cântărim foarte bine situația. Unde situația impune deplasarea efectivelor și a forțelor de jandarmi. Unde știm că am avut probleme, unde știu că există focare între acestea de încălcare gravă a ordinii și siguranței publice, acolo și ne care deplasă. De ce? Se mai bine dacă situația este puțin mai calmă și nici într-adevăr, așa, așa, și într-adevăr și ăștia, așa, deci putem în astfel de situații pot să transfer această competență către detașamentul de jandarm mobil de la Constanța, care țin sub supraveghere. Aha. Da? Dar această zonă care nu este chiar atât de fierbinte, corect, așa, este monitorizată de celelalte forțe. Corect. Poliție locală, cu care, avem, de servici, cu care conlucrăm, cu care conlucrăm foarte, înțeles, foarte bine. Corect. Eventual îi ajutați. Dacă situația impune, da? Și degenerează în alte acte, atunci... S-a întâmplat la sețile de votare sau în campanie electorală? Știu că pe vremuri au fost incidente așa, există, da? cam peste tot, dar aici trebuie să le tratăm... Politicienii noștri sunt cu mințeli. Trebuie să le tratăm doar așa ca pe... Nu v-au dat de lucru. Nu. Deci chiar nu au fost probleme, pentru că, sincer să vă spun, există un nucleu foarte bun aici la Megidia, unde conlucrăm foarte bine. Cu poliția, cu poliția locală, cu primăria, cu inspectoratul pentru situații de urgență, cu toate celelalte forțele. Deci conlucrăm foarte bine. Când avem probleme, ne adunăm frumos cu toții la masă. Funcționează instituțiile statului. Da. Statul, măcar prin aceste instituții, funcționează. Deci ne adunăm cu toții și ne spunem fiecare. Deci ne punem de acord. Cine vă adună? E bunul ce șef? Faci? E bunul mai șef? Nu, ne adunăm cu toții. Adună, comandant. Unde sunt 2-3 români? Trebuie să fie unul șef. Băi, adu de mâncare. Băi, am terminat. N-avem cum. Există un inițiator. Un inițiator, așa, da. Da, dar nu șef. Unul mai... Deci există un inițiator și acela întotdeauna ar trebui să fie administrația locală. Și ar care lipsește cu desăvârșit. Care nu este întotdeauna... Dar e în interesul ei, da? Uite, îmi dați o idee. Dar atunci... Administrația publică sau administrația locală ar trebui din când în când să adune la o masă sau la o discuție autoritățile statului. Bine, adunăm. Să face chestia asta? Există? La cel puțin 2 săptămâni adunăm. Excelent. Cel puțin 2 săptămâni. Și ce discutați? Problemele cu care se confruntă urbea. Domn primar, unde avem dalea, domn primar, dă-ne unde dalea, sunt domn probleme, primar, unde dalea. Sunt identificate focare de foarte așa, frumos, unde trebuie să intervenim, unde trebuie să suplimentăm efectivele, unde trebuie să-i descurajăm, unde trebuie să-i ajutăm, unde trebuie să-i sprijinim. Și ce o faceți o dată la 2 săptămâni și o faceți o dată la 2 luni? Pentru că la 2 săptămâni nu ai... O făceam și la săptămână, dar... Și unde o faceți? La primărie? La primărie, la poliție. Asta ca regulă sau ca inițiativă locală? Nu, este o inițiativă locală, așa, și văd că această inițiativă noastră a fost preluată și de către alte localități. Mi se pare excepțional. Și acolo veni și ne spune, pe ultimele două... De ce să stai îmbufnat că ăla nu face, ultima, că ăla... Pe ultima săptămână ce probleme am avut și începe. Poliția spune ce probleme am avut. Corect. Poliția locală, administrația locală, pompierii, noi, spune fiecare ce probleme am avut. Și atunci începe, băi, ne trebuie acolo să suplimentăm efectivele, acolo trebuie să facem aia. Eu mă duc acolo schimbul 3, du-te tu pe schimbul 2.
așa mai departe. Deci conlucrarea aceasta există. Există foarte și, frumos. V-am spus, a fost luată model și de către alte, categoric, alte localități. V-am spus, nucleul este foarte bun. Am încercat să implementăm toată problema asta până jos, până la ultimul lucrător. Știți cum, peste tot mai există și animozități, mai există. Dar și oamenii aici sunt oameni. Dar chiar dacă sunt îmbrăcați în uniformă, problema, el până untul tot om problema este. De serviciu, tot problema de serviciu și trebuie rezolvată. Pentru că eu am un coleg care spune, orice problemă pe care o ai de rezolvat, trebuie să o rezolvi. Chiar dacă nu o rezolvi acum și o rezolv mâine, dar mâine o rezolv și împins de la spate. Și greu. Și nu mai dai peste ce trebuie acolo, deci fă-o. Deci tot trebuie să o faci. Corect. Nu merge principiul ăla, ce poți face azi, lasă pe mâine. Și o face colegul mâine. Sau mai bine, pe mâine poate nu mai trebuie făcut. Nu merge. Domnul comandant, dacă sunteți obosit sau sunteți supărat așa, vă două zile așa să plecați singurel așa, la pescuit, la vânătoare, la... să nu știe nimeni de dumneavoastră, aveți voie, puteți? Am și momente. Vi se întâmplă? Am și momente și ce faceți? Când simt nevoia să... Cereți voie la șeful sau plecați singur? Da. Deci la noi există un sistem de acesta de rapoarte de părăsire de garnizoane. Deci eu în momentul în care vreau să părăsesc localitatea de domiciliu sau zona unde am încartiruită unitatea, fac un raport pentru părăsirea garnizoanei și în calitatea mea de comandant trebuie să-mi las un locuitor la comandă. Păi nu e suficient să lăsați un locuitor? De ce trebuie să spuneți altcuiva? Trebuie, pentru că... eu trebuie să pot fi găsit 24 de ore în 24, în funcție de situație. Nu am fost deranjat niciodată, sincer. De câte ori am plecat, nu am fost deranjat niciodată. Dar ăsta este sistemul nostru de lucru. Dom'le, să te simți încărcat cu responsabilitate 24 ore în 24, când tu ai în chef, vă îmbătați câteodată, domnul comandant. Aveți chef să vă îmbătați singurel așa? Nu. Singurel. Nu. Aia nu vă fie că să uită cunoștințele. Și toată lumea... Dom'le, sunt necăjit. Toată lumea din oraș care mă cunoaște... Vreau și eu să mă îmbăt în seara asta. Toată lumea din oraș care mă cunoaște, nu știu dacă din 80... Dacă v-a văzut, vă dat nici la nuntă. Nu? Nici. De ce? Am ajuns în Liga Profesionistă cam de mult și am încheiat socotelile cu capitolul ăsta, cu băutura. Adică sunteți un băiat cu minte. Sunt foarte cu minte. Și ca să fac o glumă așa, anul trecut am băut o bere, anul ăsta cred că o mai răresc. E glumă sau e... Dar beți o bere acasă când? Când bea o bere comandantul jandarmeriei de Megidie? Nu știu. Că dacă peste 5 minute îl sună... Probabil când, nu știu. Probabil când îl ceartă nevasta. Probabil când îl ceartă nevasta, da. Și bea cu soacră. Da. Nu. Deci, pentru mine, capitolul alcoolului este puțin cam inexistent, pentru că nici natura funcției și sunt și conducător auto și celelalte și m-am auto... E cine vă ia carnetul dumneavoastră, domn comandant? Colegii. Trăiți, domnule bătăne colonel, mă iertați că m-am oprit să trăiți... Nu există așa ceva, suntem participanți. Cine ar putea dumneavoastră să vă dea, să suflați în chestia când el e sergent sau locotenent? Cum trăzește locotenentul să zice, ia suflă mai locotenent colonel? Nu există așa ceva. Domnul comandant. Nu există așa ceva, legea e lege pentru toți. Ați suflat vreodată? Nu. V-a cerut vreodată carnetul cineva? Păi atunci. Nu, dar asta pentru simplu fapt că nu am încălcat niciodată în locotenent. Nu există. Sincer. Nu există, n-ați depuște dată așa, nu, repede, nu, pe banda continuă, așa? Nu. Nu. Aveți un semn pe mașină, pe bască, nu, așa, am pe ceva? Nu, am o chestie a mea, că mi-a intrat mie în reflex, așa, că vreau să fiu șofer de dus întors. Da, sau conducător auto de dus întors. Românii conduc, sunt băieți cu minți? În general, da, dar nu trebuie... exclus și faptul că avem foarte mulți teribiliști. Avem foarte mulți teribiliști. Foarte mulți. Până acum, pentru Megidia, în sezonul estival, era o problemă. Era o zonă tranzitată de... aventurieri. Și de aventurieri și de toți... Năzdrăvani. De toți cei care se duceau pe litoral și plecau de pe litoral. Fiind cele două căi de acces prin municipiu, una care... este puțin tangențială și cealaltă prin Valea Dacilor pe acolo, mulți se încurcau prin oraș, erau nervoși, erau bătuți de soare de la plajă și așa mai departe și începeau să apară tot felul de... E, acum, odată cu darea în funcțiune a autostrăzii, foarte mare parte din acest trafic a fost preluat de autostradă și zicem noi că s-a mai liniștit puțin traficul rutier în municipiu.
Aveți probleme de jandarmerie în zona asta, domnul comandant? Că nu, nu o să ziceți nu, că vă desfințează regimul. Au fost, sunt și peste vor fi. Tot? Deci au fost, nu speciale? Nu în mod special, dar se mențin undeva într-o limită a normalului, pentru că, exact ce vă spuneam puțin mai devreme, nu există nicăieri pădurea fără uscături, nu există nicăieri 2-3 inși să stea la un pahar de șpriț întârziat și să nu se certe, și oameni care să încalce normele de conviețuire socială. Aveți niște criterii de apreciere a activității dumneavoastră? Nu, 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 nu. Singurul nostru criteriu de apreciere este să ne facem treaba. Și să ne facem cât se poate de... Cine stabilește că v-ați făcut treaba bine sau rău? Raportul dumneavoastră? Șefii nu, dumneavoastră? Nu, nu. Situația operativă stabilește. Numai situația operativă, da. Dacă a fost rezolvată cum trebuie, da. Și dacă s-a încheiat. Da. Atât. Atât. Și colegii dumneavoastră care zice, bă, ce ai făcut acolo, bă, pe așa se face, bă, bă. Păi, nu, deci el nu poate să mă judece pe el fiind în altă parte și nu? Eu fiind aici. Nu. Deci atâta timp cât eu îi furnizez toate datele de la locul fapte și de la asta și soluția pe care a fost adoptată în ultima instanță, asta este. Nivelul jandarmeriei în România față de țările europene, cam care este, domnul comandant? Eu zic că jandarmeria, cel puțin din ultimele statistici pe care le cunosc eu, noi nu putem să facem această... Să comparăm mere cu pere, clasare. Am înțeles. Dar ca nivel așa de comportament... E vorba de dotare, e vorba de mult mai multe și nu putem să facem un clasament. Și jandarmeria trebuie evaluată din punctul de vedere al cetățeanului. Da, dacă se simte sau din nu din punctul de vedere al cetățeanului, dacă se simte în siguranță sau nu se simte în siguranță. Domnul comandant, ăștia în Franța, când au avut pe lui de Funès ăla, era actor mare de comedie și au vrut să facă niște filme în zona de comedie, au ales jandarmii. De ce n-au ales poliția? De ce n-au ales armanta? De ce au ales jandarmii? Și au făcut 1, 2, 3, 4 și nu s-a supărat nimeni. Păi... Nu știu, eu bancuri cu jandarmi nu știu. Nu știți? Nu știu, sincer ăsta. Știu unul singur, dar este prea lung ca să pot să vi-l spun acum și nici nu cred că este locul și momentul să vi-l spun. Bancuri cu polițiști la fel. Sunt destule. Lăsa. Nu știu decât unul singur. Sunt cu polițiștii, sunt destule. Decât unul singur. Unul singur știu atât, nu știu mai multe. Se spune că celelalte sunt fapte reale. Așa, da? Da. Așa. Și nu, deci trebuie să ne descrețim și noi într-un fel sau altul fronțile. Și să știți că cei care creează aceste bancuri și astea sunt tot jandarmii sau tot polițiștii sau tot cei care... Jandarmul e mai băiat bun așa decât ei alții? E considerat mai aproape de cetățean? Ar trebui să fie mai aproape? Acum fiecare din ce unghi îl privește. Dacă ești unul care nu ai probleme cu legea, dacă ești unul care îți vezi de treaba ta, consider pe jandarm băiatul bun care se ocupă de ca tu să ai liniște. Dacă tu ești certat cu legea așa și ții și câte o amendă și ții și câte o mai știu eu ce după la patrula de jandar sau asta, normal că să-l consideri omul rău. Jandarmul poate să-ți tragă una pe spinare și să-ți dea nana repede de tot așa, nu? Am văzut în Italia carabinier dând cu în spate de nazi și era nimic aici, era cu motoreta, nimic nazi. Se folosesc aceste mijloace pentru că sunt niște mijloace ale noastre pe care le folosim, sunt abilitate, sunt... Dar se folosesc rar și nu sunt recomandate, asta rar vreau să-ți spuneți. Rar și nu recomandăm pe... Nu recomandăm, e greu să dai cineva, e greu să bați pe cineva. E foarte greu, corect. Într-adevăr, dar bastonul și cătușele și celelalte materiale sunt niște mijloace de imobilizare, pentru că și forța, să știți că se folosește gradual. Deci nu intervenim imediat în forță, intervenim cu scuturi, cu căști, cu bastoane, cu celelalte. Nu, prima dată se încearcă o dialogare, o dezamorsare a situației, se încearcă, dar în situația că acestea nu sunt viabile și nu se poate dezamorsa situația, atunci, într-adevăr, vom trebui să folosim și niște... Sunteți pregătiți, domnul comandant, și la Megidia, să vedem jandarmi așa și avansând pe stradă, da, dacă cumva da, să... Da? Da. Sunteți pregătiți? Da. Cine face pregătirea asta? Deci noi avem aceste... activități de pregătire le avem cuprinse într-un plan anual de pregătire. Se fac undeva la Buzău, la Sfântul Gheorghe? Nu. Deci există manuale editate pe care noi le avem și executăm
în cadrul programelor de pregătire executăm aceste pe câmpul misiuni. De luptă undeva, unde nu vă vede în lumea? Unități, în unități. Sunt unități speciale pentru așa ceva? Nu. La fiecare. Și dumneavoastră, Megidia, faceți antrenamentele astea? Da. Da. Am și prezentat de ziua jandarmeriei, am prezentat în aia e de povești, aia cu pistolul, cu ziariste, cu jurnaliste, cu vai ce frumos. Am prezentat un exercițiu dintre acesta demonstrativ, într-adevăr, un exercițiu în premieră în municipiul Megidia. Frumos. Am încercat cu această ocazie să ieșim puțin din mediul acesta al nostru cazon, să ieșim în întâmpinarea cetățeanului, să vadă cetățeanul că noi suntem aproape de el. Nu suntem închiși într-o casta noastră. Oamenii răi. Așa. Cu toate că v-am spus, noi suntem puțin mai discreți în felul în care ne îndeplinim misiunile, în care... La televizor lumea vă vede numai când dând cu pietre și... faptele bune nu le văd. Și alea sunt tot fapte bune, să știți. Și alea sunt tot fapte bune. Dar acum v-am spus, e în funcție de poziția din care privești activitatea jandarmului. Cine vă trimite, Doamne ferește, în Megidia sau în altă parte la un eveniment de genul ăsta? Cine vă spune dumneavoastră că puteți intra pe stradă? Situația și în sine. Și nu analizează situația în sine. Dumneavoastră? Da. Situația în sine. E răspundere mare, doamne. Este în funcție de modul în care s-a aprins focarul, este în funcție de modul în care se pot lua măsuri de aplanare a situației. Vă dați seama, dacă manifestanții sau dacă recalcitranții sau dacă cei de cealaltă parte, să le spun, adversarii noștri. În momentul ăla sunt adversari. Sunt mai mulți. Automat că și eu trebuie să folosesc niște mijloace de protecție a personalului. Da? Și atunci o să vedeți jandarmii, nu o să-i vedeți în pantofi și cu pantaloni evazați și cu cămașe cu mânecă scurtă că intervin în apărarea astfel de situații. Atunci o să vedeți așa numiți roboței, cum îi văd colegii și cum ne categorisește presa și ceilalți, o să vedeți roboței așa cu apărătorile acelea, cu acele materiale de protecție, cu scuturi, cu căști, cu bastoane, sprayer, cu jeturi, de-alea electrice, de-alea cu gaze, aveți de toate? Avem, da. Deci nu ne rămâne decât să fim băieți cu minți, că e mai bine să nu ne punem cu jandarmii. Deci, părerea mea este că la masa tratativă se pot rezolva toate problemele. Deci la masa tratativelor. Cei care încearcă să și rezolve în alt fel decât cum este normal, să se aștepte și la... Sunteți pregătiți la o reacție de acest gen din... Dar chiar dacă au dreptate, dă-o comandă. Dreptatea nu o stabilim noi. Deci nu noi stabilim, nu noi suntem cei care trebuie să stabilim dacă au sau nu au dreptate. Dar dacă ei instanța, au blocat o stradă, instanța și strada este instanța publică, este cea care hotărăște dacă au avut sau nu au avut dreptate. Nu. Totuși, domn comandant. Pe mine mă interesează ca și cetățeanul care vine cu mașina și vine de la servici să ajungă acasă. Să ajungă acasă, nu să se oprească la o anumită baricadă. Foc, sau cu mașina răsturnată sau cu mașina dată foc sau cu înjurat sau mai știu eu. Pe mine asta mă interesează. Nu mă interesează public că ăla a avut dreptate sau că nu a avut dreptate. Dar poate să protesteze și el public, domnul. În democrație, poate să asta protesteze. E singura mea libertate. Dar fără a încălca drepturile altuia. Deci fără a încălca drepturile altuia. Protestează. Da? Urmează calea legală de protest. Legea 61 spune destul de clar. Adică ce, să cer voie la primărie? Cer voie la primărie. Sau, mă rog, este un protest spontan. Dar ia-ți măsurile. Ca tu, organizatorul protestului, protestul tău să nu degenereze. Să nu degenereze, să nu deranjeze, da? Toată lumea. Ai, v-ați adunat 40, 50, 100, 200, 500 de persoane care vreți să protestați. Foarte bine. V-ați hotărât voi acum să protestați. Nu-i niciun fel de problemă. În următoarele 10 minute vă spun sigur că vor fi jandarmi acolo. Mulțumesc. Da? Vă mulțumim foarte mult. Deci vă spun sigur. Dar nu vin ca să vă despresureze sau să vă fac altceva. Unde stau jandarmii când n-au treabă, domnule? Ei vin să vă asigure... Domnul comandant, unde stau jandarmii când... În mijlocul cetățenilor. Nu, lăsați, răspundeți-te ca la carte așa. Nu, serios, unde stau jandarmii când n-au treabă? În mijlocul cetățenilor, ăștia, de ziceți dumneavoastră că apare imediat. Deci în mijlocul cetățenilor. Că nu apare ăla de la ușă de la jandarmerie. Ăla nu părăsește postul de acolo, nu? Nu? Nu, serios, de unde stau ăștia? Dar fiecare... Îi ascundeți unde? Nu. Fiecare subunitate dintre aceasta are câte o capacitate de intervenție. De intervenție. Care stă pregătită tot timpul? Capacitatea aceasta de intervenție, pe timpul cât
Nu sunt probleme. Face, doarme, da? Joacă fotbal. Patrulează în zonele de responsabilitate. Aha. În situația în care s-a primit un semnal de o încălcare, de mai știu eu ce, atunci se direcționează către ăștia, 10, focare. 12, 14. Cât iar sunt? Ea de la Constanța deja au pregătit motoarele. Cât sunt? Nu vreau să ne spuneți de unde vine. Deci eu asigur pe toată lumea că în 10 minute... Indiferent unde, că e la Băneasa, că e la poarta albă. Indiferent de situație. Indiferent de situație. Și asta ce înseamnă? E de bine sau de rău, domnul comandant? Eu zic că e de bine. Bine, domnule, vă mulțumim mult de tot și sper să ne mai întâlnim. Chiar dacă mi s-a părut un pic lungă discuția, pentru mine a fost foarte interesantă. Puțin lume știe despre viața din interior jandarmeriei. Domnul comandant n-a vrut să ne spună prea multe astăzi, a fost așa mai sobru, mai serios. A vrut să ne transmită câtă încredere trebuie să avem noi în jandarmerie. Vă promit eu că o să ne mai întâlnim cu domnul locotenent colonel. Vedeți, jandarmeria își păstrează mândria asta de... Adevărul că titlurile astea de ofițeri sună frumos. Când îi spui domnul locotenent colonel, e frumos așa, nu? E bine să avem încredere în jandarmerie, e bine să înțelegem că jandarmii fac și altcumva decât și altceva decât îi vedem noi la televizor când dăm cu pietre în ei. Să sperăm că jandarmeria este alături de noi, deși domnul comandant ne-a spus că jandarmeria în România apără instituțiile, apără averea României, apără tot ceea ce noi ar trebui să avem nevoie și să fim mai optimiști că viața în România, că viața în Constanța, că viața în Megidia o să fie din ce în ce mai bună și datorită jandarmilor și a modului cum sunt ei conduși în Megidia. Vă mulțumim și vă mulțumim, domnul locotenent colonel. Dacă vreți să mai spuneți câteva cuvinte de la revedere, vă ascultăm. Și eu vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați permis să mă adresez populației din municipiul Megidia. Marea majoritate a locuitorilor mă cunosc, ne cunosc pe noi jandarmii, știu ce am făcut, știu ce facem, știu și sunt convins de faptul că și ei sunt alături de noi și nu avem de ascuns nimic unii față de ceilalți. Pe cei cu care ne-am întâlnit în situații limită, i-am mai sancționat, pe cei care au fost în au călcat pe bec, i-am mai trimis și prin fața instanțelor de judecată care să hotărească modul în care aceștia au încălcat legea. Dar una peste alta, toată populația trebuie să cunoască faptul că noi suntem în slujba cetățenilor, indiferent de situație. La orice oră din zi și din noapte, detașamentul de jandarmi Megidia este pregătit să facă față oricărei fel de situații. Dacă ați urmărit emisiunea, în conținutul emisiunii am spus, dacă situația pe noi ne depășește, nu e niciun fel de problemă, are cine să ne ajute. Domnul comandant, când ieșiți la pensie, candidați la funcția de primar? Nu. De ce? Ce să fac? Bă, la câtă experiență și la câte știți noi asta după aici? Na, politica nu m-a interesat niciodată și nici nu cred că sunt făcut pentru așa ceva. Și cine ar trebui să facă politică, domnul comandant? Cine consideră că se pricepe. Și ăștia care au fost până acum în Megidia s-au priceput? Mai mult sau mai puțin. Vă mulțumim mult de tot și vă așteptăm și cu altă ocazie. La revedere!